alături de activistul Florin Hari Geană, jurnalistul Constantin Cumpăna, editor al publicației Rezistența. Bună seara, amândurora! Bună Bună seara și seara! bine v-am găsit! Felicitări pentru inițiativă! Costică, Costică! Da, în această seară încercăm să aflăm dacă este sau nu legal să filmezi din exterior o biserică. Da, ați auzit bine, o biserică, pentru că invitatul nostru din această seară, activistul Hari, a filmat în urmă cu două luni, a îndrăznit să filmeze în urmă cu două luni catedrala primarului din Voluntari, primarului Pandele, și a generat în acest fel o adevărată desfășurare de forțe în fața catedralei. Acolo s-a deplasat o echipă de consilieri PSD, apoi au venit polițiști de la poliția locală care i-au cerut socoteală activistului nostru pentru că filmează catedrala. Ba chiar au încercat să-l determine să nu mai filmeze acest obiectiv public. Vă propun să urmărim un filmuleț, acela în care sunt prezenți consilierii PSD și dialogul pe care aceștia l-au avut cu Hari. Haideți să vedem filmul și apoi ne întoarcem să discutăm. Regia, dacă pregătiți filmul. Ești într-o stare foarte care. Nu, te rog să mă duc mai bine. Deci, dumneavoastră, sunteți agresivi cu mine. Eu vă îmi permite legea să vă filmez. Dar nu trebuie să mă dați în judecată. Eu vă arăt buletinul cu măchiaj și dumneavoastră să mă dați în judecată. Sunteți consilier? Dacă sunteți consilier, cum vă numiți? N-are importanță. N-are importanță. Eu discut cu dumneavoastră. Răzunsul e de la PSD. V-am ascultat. De unde pot să fie? Eu un om care chiseze drepturile, vă spun. Pot să filmez prin curte, pe aici? Arătați-mi și mie unde este interzis fotografia. Aici este... Mi-a dat dânsul drumul. A venit în spate. Da? Pe acum să intre în primul. Ia uitați. Sunteți... Nu v-ați... Atribuțiunile de serviciu l-ați încălcat. Ia, ai spus așa să treci? Nu să treci. Nu, ia. Deci dacă te grăbești să dai în mine... Nu. Chemați poliția locală. Vă rog frumos, chemați poliția locală. Nu mă manifest, eu am cerut permisiunea să filmez. Aici este domeniul public. Este proprietate privată? De moment ce nu este în funcțiune. Nu este șantier momentan. Nu trebuie să procedați. Ia uitați, domnule, uitați, parc. Este parc. Vrei să crezi? Domnule, dumneavoastră ești de la PSD. Dacă ești consilier, oamenii primăriei. Cum sunt cetățean și am intrat în... Asta este proprietate privată, paznicul. Ia ziceți, ia ziceți. Dumneavoastră, da, agresiv cu mine. Domnule, nu mai pune mâna pe mine, te rog. Dar legea îmi permite. Uite, de unde știi dumneata? Îmi permite legea, îmi permite mie legea. Cu ocazia că vreau eu să vă filmez ca cetățean. Care e problema? De ce să te filmezi? Da, filmați-mă, eu sunt de acord. De acord. Da. Ce dracu cum să mă bunicui? Da, așa. Așa. Dar cum trebuie să un perimetru închis, da? Da, e perimetru închis, da. Scrie proprietate privată pe el? Da, dumneavoastră ce crezi? Dacă a cui este asta? A mitropoliei. Și cumva vă dă voi mitropolie să aveți de la de ceva scris, că vă dă să filmați. Domnule, știți ce figurează în primărie? Că acest pământ este dat de primărie. Păi, către pentru cine? Cetățeni. Către cine? Încă nu s-a fost sfințit, nu, încă nu s-a sfințit biserica. S-a sfințit, este la Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română este pentru cetățeni, da? Și nu este o proprietate privată care se interzică cetățeanului să intre. Dar e liber, ia uitați, este parc. Parc. Da. Domnule, dar nu intru în șantier, eu nu intru în el. Poftim? Mai e cineva aici? Domnule, au venit, a fost de dimineață copiii cu părinți aici, da. Cum? Cum? Stai de azi dimineață? Da, domnule, da. Vă așteptam pe dumneavoastră. Vă așteptam pe dumneavoastră. Mi-e drag de PSD. Eu sunt cu PSD-ul, credeți-mă. Domnule, sunt cu PSD-ul. Că dacă erai cu PSD-ul, aveam o discuție mai principială, mai de moment. Acum fac și o mică parte. Dar pentru ce faci asta tantam? Eu tot nu pricep. Eu vreau să filmez. Păi n-ați filmat, domnule. M-a filmat, domnule, dânsul m-a luat la ceartă, cu eu nu am voie, dar PSD-ul când a intrat... Ați văzut când am dus încolo? Unde, domnule? Ce e, domnule, dumneata cu mine? M-am legat eu de dumneata? Nu, domnule, am zis omului. Uitați de ce la dânsii lăsa și pe mine nu. Așa. Ați lămurit, da? Haideți să vreau să știu și eu cum se numește omul. Ca nume și prenume.
Domnul Gogu, cum vă numesc ca nume și prenume? Că dânsul a zis că există consilier. O să-l aflăm. Ce pot dânsul? Cum se numește domnul consilier care a sărit? Că n-am voie să vă filmez. Am zis eu așa merge. Eu nu cunosc. Așa sunt eu. Haideți să mergi, dar acum... Nu stați, îmi bate inima. Nu, dar vă rog frumos. Dumneavoastră sunteți... Ați avut din partea domnului Gogu permisiunea să filmați. Eu n-am voie să filmez. Nu, nu a venit la domnule, nu am domnule nicio problemă cu dânsul. Nu am domnule nicio problemă cu nimeni. Să mă iau la bătaie cu dânsul? Am văzut și am chemat să vă chemăm la poartă să ne faceți și nouă poză, că sunteți cu telefonul. Aia bai, să ne faceți o poză. Aia bai, să ne faceți o poză. Am vrut să-l bat, să mă iau la bătaie. L-am împins în el, o să vă vedeți. N-ai nicio problemă, și bătaie să te vezi. Eu da, dar nu mai chemați poliția locală. Eu nu chem poliția, că n-am cum să o chem. Chemați-o, domnule. N-am cum să o chem. Dacă vreau să luați puțin, să-mi emite problemă. Mă, soții dumneavoastră sunt prezentat. Tot voluntariu. Puteți să vă vechea video. Da. Nu tot să vă chemăm, vin, se sizează singur. Mergeți dumneavoastră să-mi prezentați așa? O să mergem, dar două secunde. Ce doriți să filmați? Clădire. Clădire. Apoi spitalul. Spitalul? Aveți spital. Păi da, să fie deschis. Spitalul, apoi spitalul. Avem sunt consilier. Da, domnule, Mataia, ești într-o stare... Foarte care. Nu, te rog, mă duc. Deci, dumneavoastră, sunteți agresivi cu mine. Eu vă îmi permite legea să vă filmez. Dar nu trebuie să mă dați în judecată. Eu vă arăt buletinul cu măcheaș și dumneavoastră să mă dați în judecată. Sunteți consilier? Dacă sunteți consilier, cum vă numiți? N-are importanță. Eu discut cu dumneavoastră. Dânsul de la PSD. V-am asudat. De unde pot să fie? Eu un om care chiseze dreptul, vă spun. Pot să filmez prin curte pe aici? Arătați-mi și mie unde este interzis fotografia. Aici este... Mi-a dat dânsul drumul. A venit în spate. Da? Ne-am întors. Harry, cum ți-a venit ideea să filmezi această capodoperă a gândirii marelui primar Pandele? Da, putem să-l lăudăm un pic pe domnul primar Pandele, pentru că dumnealui pur și simplu face un fel de reclamă la marele realizări, pentru mine considerate ca punct strategic, un punct turistic, de fapt, să vizităm. În transportul comun, cetățenii, călătorii, de fapt, sunt niște monitoare în aceste mașini de transport, condițiile sunt destul de bune și acolo există o prezentare a orașului și inclusiv această catedrală. O catedrală care este destul de prezentată, amănunțit, filmată cu drona, cadre scurte, interviuri, cum s-a realizat, investiții. Dacă ar fi să glumim, am putea să spunem că a devenit obiectiv turistic și monument istoric înainte să fie terminată, nu-i așa? Da, și încă mai sunt bani de investit. Și am văzut chestia asta, zic, haideți să văd, dar de sus să vedea și un parc. Zic, este clar, acolo este domeniul public. Bineînțeles că biserica nu poate să interzică filmarea pentru că este destinată publicului și prin Constituție și cât prin și statutul Bisericii Ortodoxe Române, ei știu de ce sunt bani dați de la bugetul statului către biserică și biserica nu poate să interzică propriului popor să intrăm în curte. Deci eu nu am solicitat să filmez în interiorul clădirei, mai ales că este șantier. M-am prezentat la acel parc, zic să-l filmez, dar să văd, în primul rând, m-am asigurat dacă orașul voluntar are un spital. Nu, multe biserici în voluntar și spital zero. Ceea ce și în Constituția României spune clar că statul trebuie să ofere minim garantat sănătatea cetățenilor. Biserica mi s-a părut destul de importantă și impunătoare. Am intrat într-un perimetru care era bine controlat de către un paznic, am cerut permisiune, omul mi-a spus, da, poți să intri, nicio problemă, să vizitezi, dar ce faci, mă filmezi? Da, vreau să filmez catedrala, să filmez parcul. Păi nu ai voie. Deja omul a început să-și arate colții. Era stăpân deja omul.
I-am spus că nu vreau să filmez și parcul, vreau să filmez catedrala. Prima dată mi-a spus că nu și între timp ce mă deplasam și am stat de vorbă, până la punctul de control pe partea cealaltă, traversând acel parc, omul mi-a dat acordul să filmez, am stat liniștit cu discuție cu el amiabilă, chiar am dat și noroc, omul deja este victima sistemului medical, la mâna dreaptă câteva degete lipsă, plus pe ceafă are o problemă. I-am spus să se ducă la biserică, să îi dea preoți un pic de apă sfințită, să se facă bine. Între timp am auzit o mașină destul de puternică, un motor puternic, au tras lângă poarta acestei catedrale și pur și simplu domnul Gogu, ca așa s-a intitulat, domnul Pândar Paznic, firmă autorizată, le-a deschis poarta, știți cum, mai era să le pună și un covor roșu. Mie, mi s-a interzis categoric orice filmare, orice fotografiere, dar dumnealor le-a deschis poarta, haide, sunteți bine, veniți, vrem să facem chiar așa. Consilierii, da. Consilierii PSD au venit întâmplător acolo, ori au fost chemați de paznic? Nu, au venit întâmplător să facă fotografii, deci să facă fotografii în parc. Adică ei aveau voie să facă fotografii și eventual să filmeze, da. Nu? Dar au spus că ei sunt, au spus că sunt titori. Diferența de tratament. Au spus că Aha, Mihai, tu. Cum adică sunt titori? Deci o doamnă, da, o doamnă a spus pentru că sunt consilieri și au fost alocați bani din bugetul orașului voluntar, asta îi transformă pe acei consilieri care au votat acest lucru, îi transformă în titori. Da, pentru că la noi în România, de exemplu, dacă lucrezi în aparatul de stat și ai un merit să transferi o sumă alocată de la banul public către biserică, biserica îți amenajează o scenă, îți spune și o coroniță și îți cântă vrednic este, îți cântă vrednic este. Deci, pur și simplu, toate laudele, deci prin truda cetățenilor, o ia decât o singură persoană pe scenă și zice, vrednic este, și am spus, așa ceva nu se poate. Toți cetățenii au meritul. Bun, și dumnealor aveau liber la filmare, la fotografiere. Și eu i-am spus, dar de ce faceți diferență? Revenim imediat, că practic despre asta o să vorbim. Constantin Cumpănă, în Constanța a fost un incident, să numim similar, de ziua arhiepiscopului Teodosie, fanfara Marinei a venit să-i cânte ode, eu știu, de ziua lui și cu acel prilej un jurnalist al publicației Ziua de Constanța a fost efectiv îmbrâncit de un așa zis om de pază al arhiepiscopiei pentru că a îndrăznit să intre în curtea instituției. Acest incident de la Constanța poate să deschidă calea unei dezbateri. Biserica este spațiu public sau nu este? Părerea mea că este spațiu public. E foarte ciudat faptul că de regulă puterea face și are o obsesie în primul rând împotriva reprezentanților presei și în ultimul rând împotriva celor care i-au votat. Incidentul de la Constanța îl cunosc foarte bine, nu am fost prezent acolo pentru că eu sunt vizat de forțele de ordine ale arhiepiscopiei și am grijă când, unde și cu cine mă duc la diferite evenimente. Ce s-a întâmplat acolo a deconspirat pe unul dintre susținătorii arhiepiscopului de Constanța sau o entitate care susține pe acest personaj, respectiv Marina Militară Română, nefiind prima dată când fanfara Marinei se repede la ușa arhiepiscopiei și aduce osanale acestui personaj. Anul acesta, sau anul trecut, mai bine spus, pe data de 12 decembrie, cu atât mai grav a fost gestul fanfarei Marinei Militare, cu cât în ziua respectivă sau în acea perioadă el se afla sub control
judiciar. Ceea ce este jenant, este rușinos să trimiți reprezentanții marinei militare îmbrăcați în uniformă cu alămurile din dotare și să cânte la ușa unui inculpat. Se știe de toată lumea, de 3 ori s-a prelungit controlul judiciar, în prezent este trimis în judecată pentru furt de fonduri europene. Vreau să-l întreb pe Harry, totuși, da, te rog, dacă biserica respectivă, că nu am înțeles foarte bine și nu emit judecăți până nu sunt lămurit, este în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române sau este o biserică privată? Atenție, în România există și mănăstiri sau biserici private. Am auzit, una chiar am văzut-o. Ori diferența dintre privat și public poate face diferența și în acest caz. Aș vrea să răspund eu, pentru că noi am purtat, după ce am postat acest film pe pagina de Facebook a ziarului Dezvăluiri, am purtat un dialog prin intermediul Facebook cu unul dintre polițiștii care au venit acolo. Și respectivul ne-a spus că în acest moment terenul, inclusiv construcția, aparțin, terenul și biserica aparțin primăriei voluntari, încă nu au fost preluate de către Arhiepiscopia Bucureștilor, presupun, sau cine are jurisdicția acolo. Cred că Arhiepiscopia Bucureștilor. Deci este domeniul public. Da, este domeniul public, nu? Da. Interesant, cine plătea pe acei paznici? Da. Cine plătea pe acei paznici? Cine ai amintit de prezența unui polițist? Ce caută el în povestea noastră? O să-i vedem. Cred că sunt doi polițiști, sunt chemați, dar o să ne explice mai bine Harry. Da. Deci, atenție, poliția nu numai că este la dispoziția Bisericii Ortodoxe Române, toată primăria este la dispoziție, pentru că tot ce înseamnă utilitatea din acea incintă, tot ce înseamnă întreținere, tot ce înseamnă servicii sunt plătite din banii publici. Acum nu știm sub ce formă, parte financiară. Dar având în vedere că dumnealor spuneau că vor să ude acel teren, apoi s-a răzgândit polițistul, ei asigurau și paza, dar exista și o pază sub legea 333/2003, un sistem de intervenție rapidă. Bineînțeles că eu am fost întâmpinat, parcă eram cel mai mare criminal. Deci un simplu cetățean pașnic care vroiam să filmez un punct turistic până la urmă, pentru că domnul primar așa prezenta în transportul public o catedrală măreață. Dar de curiozitate am întrebat dacă au un spital, ceea ce oamenii, dacă observați în film, să și miră, cel care a venit de la intervenție, să miră că ce spital? Păi zic spital, că catedrala, așa cum a spus, da, într-adevăr este măreață. Dar spital nu. Pentru Biserica Ortodoxă Română, viața cetățeanului este zero. Consider că Biserica Ortodoxă Română are o obligație morală, are o obligație legală, scrisă destul de clar într-un statut, care preoții și tot ce înseamnă parte clerică nu respectă atât Biblia, pur și simplu propria credință, și mai ales, pur și simplu, nu respectă legile acestei țări. Nu mai vorbim de Constituția României. Revenim totuși la incident. Haideți să vorbim mai la concret. De ce crezi că oamenii au fost așa de deranjați de faptul că tu filmai? Alexandru. Acolo, în primul rând, ei au venit cu broșuri. De ce n-a fost voie să filmezi? Nu înțeleg. Nu aveau de ascuns. Ei au fost deranjați că eu perturbam platoul de filmare al PSD-ului. Aveau chiar și calendare cu... s-a vehiculat că e vorba despre biserică, implicarea bisericii. Da, cred că s-o fi implicat biserica să le dea un accept verbal. Că biserica pur și simplu dau verbale și apoi nu mai recunosc. Costică s-a confruntat cu chestiile astea, că nu mai recunosc. Una vorbește și alta face. Ei s-au deranjat pur și simplu. Harry, dacă îmi permiți, mi-aduce aminte de recentul caz de la Constanța, când polițiștii
au fost închiși în biserici, chipurile da. Pentru a prinde nu știu ce infractori, nu știu ce poți. Chiar însuși sindicatul polițiștilor au protestat da, la această măsură absolut abuzivă, dar revoltătoare, dar și ilară în același timp. Ceea ce dovedește, iată, o altă instituție care susține Arhiepiscopia Tomisului personal pe Teodosie. Să vă aduc aminte, legat de același fapt, cum Poliția Județeană Constanța l-a băgat pe poarta a doua a instituției când Teodosie trebuia să se prezinte, să semneze conica de prezență, în timp ce purtătorul de cuvânt al poliției mințea cu nerușinare presa, rămâneți aici, rămâneți aici, sigur pe aici va veni. Noroc că eu am fost inspirat și mi-am trimis o dublură la poarta a doua, dar am surprins imaginile când Teodosie a penetrat în incinta instituției pe poarta din spate. Iată o altă instituție care susține personajul din Constanța. Și mai sunt și partide, mai sunt și oameni ai legii, mai sunt și oameni de afaceri care îl susțin. Și atunci ne mirăm de unde are atâta tupeu, de ce, de unde are atâta putere, bani și influențe. Oricum, lui vreau să te întreb ceva. Da. Vreau să te întreb ceva revenind la voluntari. Documentându-mă, am aflat că de hramul cuvioasei Parascheva, la voluntari, la slujbă, s-au adunat 2500 de persoane, pentru că la slujbă a fost prezent patriarhul, au mai fost alți episcopi. În același timp, am aflat, conform site-ului Arhiepiscopiei Bucureștilor, deci dintr-o sursă oficială, că această catedrală are o capacitate de 3000 de locuri pe scaune. Ce vreau eu să spun cu asta? Dacă la cel mai mare eveniment, la care a fost patriarhul, la care au fost 4 sau 5 episcopi, au fost prezenți doar 2500 de oameni. De ce să construiești o catedrală cu 3000 de locuri doar pe scaune, conform site-ului Arhiepiscopiei Bucureștilor? Adică această catedrală pare prea mare pentru necesitățile unui oraș precum Voluntari. Unde nu există spital. Înțeleg. Unde nu există spital. Da. Sigur nu există spital. Cum îți explici lucrul ăsta, Constantin? Păi... Cum să-mi explic? Că pare inexplicabil, pare ilogic. E grandomania. Oamenii au impresia că cu cât investesc mai mult într-o biserică, cu atât se apropie mai mult de Dumnezeu. Este un fals grosolan. Nu înseamnă că dacă ai turle aurite și burlane aurite la o biserică, ești mai credincios și că Dumnezeu își va întoarce privirea și te va înveșmânta cu cele sfinte pe tine. Este o prostie. Banii trebuie puși în slujba, cheltuiți în slujba cetățenilor. Oamenii au nevoie de asistență medicală, nu de biserici grandomane sau grandioase. Aș vrea să vă mai adaug legat de această biserică, să vă dau câteva date apărute în presă. Turla are o înălțime de 54,5 metri, cât un bloc cu 10 etaje. Cupola cântărește 20 de tone și a fost montată cu o macara gigant de 500 de tone adusă special din Tulcea ca să monteze această turlă. Vă dați seama? Aș vrea să vă mai spun că pe clopotele comandate special în Austria, primarul a ținut să-și graveze numele și o picanterie, o declarație a doamnei Firea, poate că acum ajungem să înțelegem rostul acestei catedrale și să fim puțin umani, nu? Declarația doamnei Firea spune așa, ea este citată de ziarul Libertatea, Florin, adică Pandele, actualul primar, actualul soț, Florin m-a invitat să vizitez catedrala din Voluntari și de acolo a început totul. Poate așa a vrut cuvioasa Parascheva, la care eu mă rog foarte mult și pe care o consider protectoarea mea. Iar catedrala din Voluntari și orașul Voluntari sunt sub protecția Sfintei Cuvioase Parascheva. Deci cei doi s-au cunoscut și au început o idilă, din ce am înțeles și din alte surse, pe schelele acestei catedrale, când ea era în construcție. De aia zic, poate ar trebui să fim puțin mai umani, mai înțelegători, nu?
Iată că această catedrală a produs o relație minunată între doi oameni. Mihai, eu propun altceva. Având în vedere că tur la biserică are 50 și ceva de metri, deci posibilitatea de a te apropia de Dumnezeu este mult mai mare și redusă prin această biserică. Și atunci propun ca pe toate celelalte care sunt sub 50 de metri să le dărâmăm, că acolo nu mai avem nicio șansă să ne apropiem de Dumnezeu. Exact, mantia lui Teodosie, care zice el reprezintă credința lui Dumnezeu, împrăștierea învățăturilor lui Dumnezeu, lui Iisus, pardon. Asta înseamnă numai 7 metri? Sau care este formula matematică prin care se calculează capacitatea învățăturilor lui Dumnezeu, a Sfinților Părinți, a Sfinților Apostoli? Este prostie, este o gravă și revoltătoare manipulare a celor care nu gândesc. Acestea sunt mai degrabă scuze, nu? Ale, să zicem, clericilor, așa? Pentru a justifica faptele? Nici ei nu cred în ce spun. Ei nu cred în ce spun, dar își prostesc oile din turmă. Asta fac. Aduceți-vă aminte de cei care umblă în coate și în genunchi prin jurul bisericilor. Iisus ne-a învățat să fim inteligenți, să credem, nu să fim proști, să mergem, să ne târâm ca râmele pe coate și genunchi. Nu, Mihai, Costică, eu am constatat că în România președintele acestei țări, de fapt, este domnul Ciubotea, Daniel. Președintele la ora actuală îi te referi la influența pe care o are patriarhul? Categoric, da. Da. Nu, este al doilea stat. Biserica este un stat în stat. Dacă eu am scris personal Sfântului Sinod și personal Preafericitului Daniel, într-o anumite probleme referitoare, nu e niciun secret, referitoare la situația de la Constanța. Știți ce a făcut Sfântul Sinod și cancelaria de acolo? Sesizările mele le-a trimis lui Teodosie. Și le-am solicitat cercetare, anchetare a celor sesizate, deși eu sunt convins că ce am scris acolo, că sunt jurnalist bătrân, corespund realității. Cei de la Cancelarea Sfântului Sinod au trimis sesizarea mea unde? La cel reclamat, de la care nici acum, după 6 sau 9 luni, nu am primit niciun răspuns. Poate și face autocritica. Nu, ei nu se supun. Biserica Ortodoxă Română, și fac apel la cunoștințele voastre de istorie și sunt convins că le aveți, a fost totdeauna de partea puterii. A fost duplicitară. Și are un obicei fantastic de a pune patrafirul pe țambal. Să nu uităm, Costică și Mihai. Ați auzit Biserica Ortodoxă Română. Nu vreau să-ți înțeleagă că atacăm această entitate. Dar Patriarhia, Sfântul Sinod, în comparație cu Biserica Catolică, să-și asume halul de homosexualitate care există ridicat la rang de fenomen în rândul mănăstirilor și de maici și de taici, niciodată. Da, asta trebuie să îi dovezi. Au mai fost cazuri izolate, semnalate de presă. Ca să vorbim de un fenomen generalizat, trebuie acolo să... Acolo a fost o complicitate, știu la ce te referi, Mihai, a fost o complicitate mârșavă între justiție. Da? Nu, de fapt nu s-a ajuns la justiție, s-a ajuns doar până la magistrați, la procurori. Și s-a dat neînceperea urmăririi penale. Când acel om, într-adevăr, a fost violat. Eu vă propun să ne întoarcem la subiect și să urmărim al doilea film pe care l-avem pregătit, cel în care apar polițiștii locali. După care ne întoarcem și discutăm. Regia, e pregătit filmul? Acesta e un film puțin mai lung, cred că are aproape 10 minute. E pregătit filmul, regia? Domnul regizor a adormit, așa că noi vom continua discuția. Da. Să nu uităm că, Mihai, Costică, să nu uităm că până să apară Biserica Ortodoxă Română,
călugării, mănăstirile aveau sclavi. Aveau sclavi, domnilor. Robi, da. Așa este. Robi. Da. Și nu și-au cerut scuze nici până în ziua de astăzi. Bine, sincer, personal, n-aș vrea să transformăm această discuție într-una împotriva bisericii, deși firește că opiniile sunt libere, dar aș vrea să ne întoarcem la incidentul de la care am pornit. Aș vrea să vă mai... vreau să spun. În niciun caz nu văd vreun om întreg la minte, care, și mai ales jurnalist, să-și permită să atace Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română sunt eu, ești tu, suntem toți, da? Dar faptul că în cadrul Sfântului Sinod există oameni pătați, ca să fiu, să folosesc un eufemism, care atacă din interior sistemul, eșafodajul Bisericii Ortodoxe Române, asta nu mă oprește pe mine să-l atac pe Teodosie, să-l atac pe Casian, să-l atac pe Ciprian, oameni care își bat joc de canoane, de canoanele bisericești, de regulamentele Bisericii Ortodoxe Române, de preoți și de credincioși. Jefuiesc efectiv preoții. Și preoții am găsit preoți buni. Trebuie să tacă. Am găsit preoți foarte buni. Sclav, vorbeam adineori de robi, trimițând subiectul în istorie. Dar și acum preoții sunt niște sclavi pe moșiile acestor înalți ierarhi, care se cred zei și nemuritori. Ei bine, nu este așa. Se referă la faptul că ei sunt la bunul plac al episcopilor, nu? Care dacă vor... Exact, din toate punctele de vedere, material și financiar. Am văzut preoți plângând, nu știau ce să mai facă, cum să se descurce, oameni cu familii. De ce? Pentru că sunt jefuiți de acest Teodosie. Și mi-asum eu, Constantin Cumpănă, aceste afirmații. Bun, să revenim la Pandele, că o să avem ocazia să vorbim și despre Teodosie. Abia aștept. Eu aș vrea să vă prezint un lucru minunat pe care l-a făcut domnul primar Pandele, și anume a trimis cred că 3.000 de persoane la Sfânta Parascheva, la Iași, 3.000 de oameni din voluntari, autobuze. Într-o acțiune în care au fost implicate 120 de autobuze, banii plătiți de la bugetul local. Ei, când? Acum ce mai? Mihai, când? De Hramul Sfântei Parascheva, cred că în 2016. Da, era înainte de alegeri, nu? Da. A fost o coincidență, la fel cum a fost o coincidență. Toate sunt coincidențe. La care au adus Brâul Maicii Domnului, cu mai puțin de o lună înainte de alegeri, au adus și Brâul Maicii Domnului la voluntar, dar eu o tratez tot ca pe o coincidență. Nu este asta o speculație ordinară. Mai ales că și doamna Firea a arătat că este o persoană credincioasă, la fel ca și domnul Pandele. Nu? Nu putem să judecăm credința oamenilor, asta zic. Ferească Dumnezeu! Dar nu este o mare crimă să speculezi credința oamenilor? Nimeni nu spune că nu e bine să se ducă. Băi, dar cum se face că în preajma alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, tot ce-și aduc aminte de Sfânta Parascheva, de Brâul Maicii Domnului, de nu știu ce lumină și nu știu ce moaște. Atunci se îngrămădesc să-i aducă. Să le aducă și să le etaleze. Chiar așa de proști ne cred. Se pare că ține, nu? Uite, Pandele a câștigat cu aproape de 70% sau ceva de genul ăsta. A câștigat alegerile ca independent. Nu? Da, omul a făcut ceva. Da. Rămâne totuși întrebarea pe care aș adresa-o eu. Dacă este legitim să cheltuiești atâția bani de la bugetul local pentru a trimite un număr atât de mare de oameni la sărbătoarea Sfintei Parascheva la Iași, pe motiv că și hramul catedralei tale este același, presupun că asta a fost logica, este legitim să cheltuiești atâția bani pentru 120 de autocare, cazare, mâncare, escortă de la poliția locală? Ce zice? O să solicităm pe legea 544, o să solicităm această informație. Tot ce nu este ilegal, înseamnă că este legal. Da? Nu este nicăieri stipulat că e permis, că nu e permis. Deci oamenii se joacă. Da? Și să nu uităm ce intenții mărșave aveau cu ordonanța numărul 13
apropo de bani, cei 200 de mii de lei. Caz unic în univers, se plafona suma pe care aveai dreptul să o furi. E posibil așa ceva? Ce minte trebuie să ai? Da? Pentru că ei gândesc pe principiu ce cu mic suntem la putere. Bine mă, omule, măi, cel aflat la putere. Dar cât vei sta acolo? Nu se întoarce roata? Nu vin și alții? Dar de ce te duci acolo să furi? De ce nu faci pentru cetățean? Ați auzit pe cineva în 27 de ani să facă pentru cetățeanul român? Ați auzit o realizare de mare anvergură în România? În afară de moluri, de stații de benzină și de taximetre? Care să zică, băi, uite, asta va fi și peste 2000 de ani. Avem și de catedrala lui Pandele, atenție. Și de catedrala lui Pandele, atenție. Ai văzut ce construcție impresionantă e? Am văzut. Eu am devenit oaia neagră pentru că am încurcat activitatea PSD-ului înainte de votare. Deci pe data de 10 s-a întâmplat. Pe data de 11 s-a votat. Atenție. Am înțeles. Era și o perioadă, să spunem, sensibilă. Și atunci, în momentul în care tu ai scos telefonul, ei cine știe la ce se puteau gândi, nu? Fiind chiar înainte de alegeri, te-au blocat. Eu am crezut că sunt trimis de cineva. Da. Probabil. Stau și mă întreb, oare nu cumva acolo, în incintă, se pregăteau sacoșe cu... Că nu-mi explic ce deranja faptul că un om, fie el și ziarist, fie și un cetățean oarecare, filma un lăcaș public, da? De din cult, exterior. Da? O biserică ortodoxă. Un parc, o stică. Exact, da. Păi atunci stau și mă întreb, nu cumva acolo se făceau sacoșe pentru alegerile de a doua zi? Nu se împărțeau bani? Ei mă forțează să mă gândesc la asta. Cu ce a greșit acest om că s-a dus să filmeze o biserică? Mă, înțeleg, nu ai voie în interior. De ce? Acolo sunt icoane valoroase, turnate în argint, cu fir de aur, veșminte, tot felul. Nu trebuie să se facă publice aceste bunuri de patrimoniu ca să nu fie, să nu cadă pradă coților. Deci nu în interiorul bisericii. Dar în afara bisericii, de ce? Nu. A, și să nu uit o idee. Cei care donează bani, persoane fizice sau juridice, sunt pictate pe peretele bisericii. Sunt numeroase exemple. Unii primari li s-a trecut și funcția, nu numai numele și prenumele. Da? Este ceva jenant până unde poate ajunge prostia și paranoia umană. Păi da, s-ar putea să se întâmple și la voluntar, pentru că acolo biserica încă nu e pictată. Sunt doar clopotele acolo unde primarul și-a pus numele. Și cred că pe această logică ne putem aștepta să vedem cuplul Pandele-Chirea pictați pe un perete, nu? Da, eu propun să treacă și pe primul soț al Gabrielei Firea. Nu? Că a puțin mai jos sau mai în spate. Da. Că ține de trecut totuși. Da. A făcut parte din viața ei. Da. Eu vă propun acum să vedem al doilea film. Văd că s-a trezit și colegul nostru din regie. Să vedem al doilea film atunci când vin polițiștii locali și da, Sem. Bună dimineața, Sebi, te rog. Hai, Sebi, haide. Legitimați-vă că nu vă cred. Nu mă credeți cu haine? Nu. Să știți că nu vă dau acordul să mă filmați. Este problema dumneavoastră că nu dați acordul, citiți legea. Nu. Da, pe legea 155/2010, nu cred că vă spun. Da. Vă rog frumos să mă lăsați să vă spun. Ok, ziceți. Da. Ați fost anunțat pentru ce? Adică actul de... Eu mă prezint pe ceea ce ziceți dumneavoastră, dar pentru ce? Să știu motivul pentru ce mă legitimați. Vreau să știu motivul. Spuneți-mi... Da, spuneți-mi... Eu vă dau. Dar spuneți-mi motivul, că eu trebuie să știu. Nu, spuneți-mi motivul pentru ce mă legitimați. Nu. Catedrala, da? Este proprietate privată aici? Este a dumneavoastră? Nu, este proprietate privată, e a comunității. Ia uitați, este un parc. Exact. Am acces aici, în parc? Exact. Și sunt agent de poliție, am dreptul să vă legitimez? Da, dar spuneți-mi motivul. Nu, spuneți-mi motivul pentru ce a fost schimbat și vă dau buletinul. Să văd cu cine stau de vorbă. Uitați cu alea. V-am mai spus de două ori. Vi l-am dat.
domnul Geanu Halifuliu. Corect. Spuneți-mă acum, vă rog, dumneavoastră, de ce mă filmați? Păi am venit și m-ați luat, mă, nu trebuie acordul. Deci dumneavoastră puteți să faceți o plângere penală sau să-mi dați o sancțiune. Eu vă rog să vă întrebați de ce mă filmați în momentul acesta. Păi da, eu mă apăr. Eu acum dumneavoastră sunteți atâtea persoane. Păi nu, eu o să depun, dar stați liniștit, da. Nu depun la dumneavoastră, dar de ce să depun la dumneavoastră? Nu consideră competența poliției pe legea 200 și legea 155, nu o consideră competență. Să sunteți, poftim? De ce mă filmați în urmă? Ia te rog, ia și tu datele, domnul. Așa, luați-le, da. Ne dați voie să le scriem și noi datele, nu? Eu v-am dat buletin, v-am dat carta de identitate. Dumneavoastră cum vă numiți? Domnul agent, cum vă numiți dumneavoastră? Mă gândesc mai cum. Arătați-mi și mie legitimația. Haideți, vă rog. Arătați-mi legitimația. Pe legea 155 sunteți obligați să-mi prezentați legitimație. Buletinul meu este la dumneavoastră. Vreau să știu cine îmi ține buletinul meu. Bine, uitați-vă. Atunci abțineți dumneavoastră. Da, e regulă. Da. Bun, spuneți-mă acum, scopul nostru care vă aflați aici, care să vizitez parcul. Bun, din momentul acesta parcul, după cum vedeți, s-a închis. Vă rog, unde s-a închis? Unde s-a închis? Eu închid parcul. A, îl închideți dumneavoastră. Da. Vom avea loc aici să udăm garzon. Nu vrem să vă aducem alte, să vă udăm, să altele, că vrem să udăm gazonul, să facem frumos. Dumneavoastră îl udați. Poftiți? Dumneavoastră. Cei care se ocupă de așa ceva? Cine se ocupă? Nu. Primăria? Cei de la curățenie, cine se ocupă? Da, primăria sau biserica? Vă rog frumos să părăsiți acum. Să zonă un pic. Haideți, vă rog. Cine se ocupă? Deci, mulțumit. Asta e profesionalismul polițistii, da? Asta vă vreau, profesor. Domnul polițist, cine udă? Vă rog frumos, domnule, în fața mea că-mi scoateți ochii și mi-e frică. Vă rog frumos să vă îndepărtați de poate. Mă sperii. Haideți, vă rog. Să nu mă arestați. Să nu mă arestați. Este gestul de cetățean. M-ați legitimat. Fața mea, în ochii mei. Tremur tot. Domnule, ia uitați. Ia uitați și tremur tot. De ce mă filmați în momentul acesta? Că vreau eu. Bun. Eu v-am adus la cunoștință ce aveam de spus, da? Da. Vă rog frumos, părăsiți. Vreau să știu de ce nu pot să stau în parcul acesta. Încă o dată vă duc la cunoștință. Așa că... Ascultați-mă. Da, ziceți. Ascultați-mă. Vă ascult. Programul în acest parc... De la cât la cât este? S-a închis. De la cât la cât este programul? De când v-am adus eu. Nu, că de când ați vrut dumneavoastră. Dar dumneavoastră sunteți stăpânul. Ați venit și îmi spuneți că numai s-a închis programul. În afară de dumneavoastră, așa. Nu cineva aici? Dar vreau eu singur să stau în parc. În momentul acesta nu aveți voie, pentru că... Care este programul? Vor da cu niște insecticide, cu apă, să dă cu insecticide acum. Și ca să nu vă aducem prejudicii. Vă rog frumos să părăsiți. Care este, că a spus de un program? Domnul meu, care este programul? Care este programul? S-a închis. Care este programul? La ce oră? Până la asta să știu. Până la ce oră este? Încă o dată vă rog. De la ce oră? Până la ce oră este programul? Nu mai gesticulați cu degetele. Cum am întrebat? De la cât la cât? Să vă enervați? Sunteți stresat? Sunteți stresat? Nu sunt stresat. Dumneavoastră gesticulați în ultimul an, nu înțeleg de ce. Deci este un program, să înțeleg. Aveți filmarea? M-ați filmat destul de mult. Da. Pentru că dumneavoastră faceți un abuz acum. Ce abuz? Îmi spuneți că există un... S-a terminat programul, vă rog frumos să ieșiți afară, că am venit eu. Așa. Încercăm să... Dacă mai era cineva altcineva să-i drumăm către casele lor sau în alt parc, avem destul de parcuri, vă rog să mergeți în altă parc. Pentru că aici va avea loc o cunoscut. Vrem să stropim iarba cu insecticid, vrem să curățăm. Când se întâmplă asta? Nu știu. Haideți, vă rog, într-o jumătate de oră, o oră, vă rog. Stau aici. Să vedem. Dar nu știu ce, eu v-am mai zis și vă... Stai, domnule, cine sunteți dumneavoastră? Sunteți reprezentantul bisericii sau cine sunteți? Păi și eu sunt cetățean. Nu ne certam, nu. Dacă erați un cetățean, cum era așa, nu, vreți să faceți filme, ce vreți să faceți filme? Da, la presă. Să dăm așa, să public. Încercați să mă puneți pe mine la presă, ca să vă... Să fiți sigur, pe legea 155, domnule, nu-mi interziceți că eu n-am, sunt dreptul, pot să dau... Ia uitați, gesticulez. Ce-mi faceți? M-a arestat? Citiți legea? Domnule, sunt la distanță de un metru și jumătate. Cum? Ați socotit dumneavoastră? Da, care problemă? Haideți, domnule, care problemă? Și pe drum. Sunt pe domeniul public, da? Așa, care problemă? Păi sunt pe domeniul public, pot să vă filmez. Sunt pe domeniul public. Acum nu am voie nici pe domeniul public. Da, filmați-mă! Vă rog frumos, v-am dat buletinul, da? Cartea de identitate. Care este motivul pentru care dumneavoastră mă... Eu acum vă filmez că sunt pe domeniul public. Stați un pic, chemați o ambulanță. Bine, vă este rău, vă văd un pic cam palid. Da, sunt... Ia uitați, da, cam palid. Da. Deci vă simțiți rău. Deci chemați să vă... Chem o ambulanță. E problema dumneavoastră, dacă chemați o ambulanță, e problema dumneavoastră. Eu vă întreb că sunteți palid, eu vă întreb. Nu, dumneavoastră a spus că eu sunt palid. Dumneavoastră spuneți, da? Ca polițist local, de aici, din acest oraș. Nu, eu vreau să vă ajut. Nu am nevoie acum. Nu, ia uitați, nu am nevoie. Nu vreau să vă răspund dumneavoastră, că sunteți cu PSD-ul, nu... Mare. Unde este programul acela că s-a închis parcul? Domnule, pentru că nu este niciun
program afișat aici înseamnă că parcul acesta este... De asta aveți cabina de pază aici, nimeni nu intră... Ba, cabina de pază este ca să nu se distrugă acest parc, să nu... Dar... Nu a fost știți ce s-a prezentat? Nu știu, domnule. S-a prezentat că acest parc funcționează. Părinți cu copii. Poate să vină părinții cu copii? Nu puteți să mergeți la primărie, faceți o reclamație că acest parc nu funcționează. Asta vreți să faceți? Dar de unde știți că fac eu chestia asta? Că poate fac altceva mai mult. Faceți ce doriți dumneavoastră. O plângere împotriva dumneavoastră. Perfect, vă rog. Agent Robert Pădure mă numesc. Cu toată vă mai spun. Vă rog frumos, am impresia că doamna să mă luați la mișto. Eu? Eu îmi cer drepturile. Aveți nevoie de o ambulanță? Vă pot sprijini cu ceva? Nu. Spuneți-mi cu ce vă pot să vă ajut. Nu, eu sunt aici, nu v-am chemat eu. V-a chemat cineva? Nu, ne-am sesizat singur. A, v-ați sesizat? Să facem show, uite, s-a oprit lumea pe stradă, se oprește lumea pe stradă și... Ia ziceți-mi aici camerele astea care... Și ce sunt camerele? Așa, și camerele alea o să arate că eu am încălcat legea? Nu, domnule, am intrat pașnic. De față, da. Încălcat cu nimic. Dar? Sigur, de care pe sunt încălcat, înțeleg de ce mă filmați pe mine. Că acum încălc legea, că vă filmați pe dumneavoastră, da? Țin să vă anunț că dumneavoastră, confundați metru... Uite, eu vă filmez. Domnule, eu nu pot da acordul să mă filmați. Haideți să încercăm. Vă putem ajuta cu ceva. Spuneți-mi, de ce faceți tantamul ăsta? Dar eu vă propun, dacă nu vă dau acordul, dacă dumneavoastră nu îmi dați acordul, să mă luați la poliție, să mă arestați, să mă arestați, să mă sancționați. Că v-am filmat pe dumneavoastră, pe domeniul public. Eu sunt pe domeniul public. Domnule, sunt pe domeniul public. Nu-mi spune dumneavoastră unde să plec. Dați-mi cărticica. Dați-mi cărticica. Da? Dați-mi cărticica. Ce a zis? Că am sărit gardul? Deci, buletinul meu a fost dat la poliția locală. Poliția locală s-a autosesizat. Au spus că aveți camerele la dispecera, da? Ați văzut pe dispecera și v-ați autosesizat. Eu acum sunt pe domeniul public, nu am voie să filmez poliția locală. Dumnealor nu cunosc legea. Nu știu dacă legea sau 155/2010, dacă o cunosc, atribuțiunile de servicii sunt depășite. Domnul polițist local așa vrea dânsul. M-a dat afară. Fiecare, deci hai plecați că vă spune domnul polițist. Vă spune, nu domnule, ce v-am chemat eu? Plecați, fiecare la casele lor, da. Ordin de la domnul polițist, fiecare la casa dânsului, pe domeniul public. Așa vrea dânsul, a pus că vine și o să dea insecticide, e mașină. La spitalul de nebuni, auziți ce zice domnul Gogu. Domnul Gogu, n-ați auzit ce a spus? Așa s-a prezentat omul, domnul Gogu. Nu are nicio treabă, sunt în România. Așa, și... Ziceți așa, o gogomanie. Nu gogomanie, alt parc, aveți unde să mergeți. Nu? Dar poți să mergi și aici, în parcul ăsta, spui dumneata, este închis. În parcul ăsta este închis, da? Avem altă parte. Deci în parcul ăsta este închis. Da? Omul caută. Poți să merg cu dumneavoastră, mă plimbați și pe mine cu mașina până la... Cu mașina poliție? Este a doua oră când... Cer ajutor! La poliție să mă duce și pe mine la poliție, la primărie, că eu nu știu unde e primărie, aici. Ascultați-mă un pic. Da. Mașina de poliție nu știe taxi. A să știți, în primul rând, lucrul acesta. Este a doua oră când ne luați la mișto. Eu v-aș sugera a patra oră. Ați zis că a patra oră. Eu nu v-am luat niciodată. Dar aveți legea 61. Poftiți? Aveți legea 61 care puteți să o aplicați, să-mi dați așa o contravenție. Doriți dumneavoastră o contravenție pentru ce? Că o vreți dumneavoastră să... Dacă mi-ai luat datele sau tulburarea liniștii publice. Ce faceți dumneavoastră aici? Păi eu vreau să vă arăt ceva, dar dacă dumneavoastră m-ați dat așa înapoi... Nu mai gesticulați. Dar de ce n-am voie dacă dau de mâini? Nu-mi permis dumneata că eu dau de mâini așa, uitați, gesticulez, eu sunt lăutar. Lăutar, da. Da. Mai cânt așa la câte o masă, la câte o mașină de poliție, la doi polițiști locali. Sunteți dotați. Aveți pistoale? Dar cătușe aveți? Stați, am văzut că sunteți dotați, domnule, tot respectul primarului. Domnul primar, vă felicit! Domnul primar, îl felicit! Dar aveți stații, aveți fluier, dar n-aveți pistoale. Pleacă tu, dacă ți-a zis, ce mă este, ai dat ordin? Nu. Hai, mi-ați dat buletinul, da? Că nu mai știam. Poliția locală din acest oraș sunt prea pregătiți. Au venit, s-au autosesizat prin camerele de luat vederi. Dânsul a dat ordin. Că acest parc s-a închis. Era atizare. Ia uitați ce gras este. Cum? Unde? De ce faceți reclamă de gaz?
Are voie toată lumea aici? Domnule, eu nu vă cred. Ia uitați, ia haideți să vă... Dumneavoastră, ia haideți. Ia, unde? Ia haideți, cum să o deschidem? Nu e doamnă voie. Nu e doamnă voie, nu vedeți că nu e voie. Nu ne dă voie. Nu vedeți că nu ne dă voie. Eu sunt interzis. Ia auziți ce spune doamna. Ia auziți ce spune doamna. Doamnă, nu ne dă voie. Eu am intrat cu copilul. Așa. Și ne-a dat voie. Adică nu... Da, da, da. Păi doamnă, eu vă spun că nu este voie. Uitați domnul Gogo acolo. Ba da, a venit copii. Eu de câte ori trec, eu văd copii cu familia, dar însoțit să fie însoțit de un părinte. Uitați, poliția, a venit poliția și mi-a zis că eu n-am voie să filmez. M-a legitimat. Și dânsi, eram înăuntru, și dânsi de la PSD, când a intrat, a zis, da, domnule de la PSD, intrați, filmați, eu nu. Eu n-am voie. Da, n-am voie. Acum dânsul vine iară la mine, că se îndreaptă la mine. Că sunt pe domeniul public acum, nu știu ce, probabil cu alte solicitări. Și mi-a spus că are voie să intre în parc. Dânsa mi-a spus că, domnule, aveți voie să intrați. O oră stau aici. Două, trei, o oră, două, trei, cinci stau aici. Vreau să văd dacă dumneavoastră nu m-ați mințit sau nu. Dar știut că s-a dat cu insecticid. Înseamnă că v-a informat că ai să dă cu insecticid. Deci dumneavoastră știați chestia asta. Vreau să verific și o poliția locală. Nu teatru, domnule, circ, să vedeți cum vă faceți circ în această țară, până să votează. Eu să faci dumneata. Eu nu întreb. Și unde, domnule, ca să filmez? Dumneata îmi bagi că eu pe legea 61. Vrei să mă amendez, dumneata? Vrei să-mi dai o amendă? Ce-mi faceați? Dacă, pe domnule, ce, dumneata chiar crezi că nu intru în instanță cu dumneata? Chiar crezi că scapi așa dumneata? Vă rog. Am impresia că m-a găsat. Eu? Domnule, dumneata ai venit iar acum. Ia uitați. Un oraș dotat cu mașini de gunoi. Foarte. Și curat. Domnule, apreciez orașul. Dar nu vii dumneata acum să-mi spui ce. Da. Eu? Nu. Ce v-am chemat eu? Nu mai gestic, pentru că mi-ați făcut semn. De ce ați făcut semn? Eu v-am făcut semn? Eu și de-aia ați oprit că v-am făcut SM? Doamne, ce ce... Aveți cameră de filmat! Aveți cameră! Ce dotată e mașina cu cameră! Ho, oh, camera de la mașina poliției locale! Aveți cameră! Ce polițiști dotați pregătiți! Au cameră pe mașină! Ce mai pregătiți aici am găsit în acest oraș? Domnule primar! Sunt extraordinari polițiști aceștia! La revedere! Camera de la poliție! Da? Pădure mă numesc, da? Care voluntari. Un accidentate, vă rog. Legitimați-vă că eu nu vă cred. Nu mă credeți după haine? Nu. Știți că nu vă dau acordul să mă filmați. Este problema dumneavoastră că nu dați acordul, citiți legea. Nu. Da, pe legea 155 pe 2010, nu cred că vă spun. Da. Vă rog frumos să mă lăsați să vă... Ok, zice. Ne-am întors. Vreau să vă spun că noi am purtat un dialog cu domnul Robert Daniel Pădure, unul dintre polițiști cel mai activ, să zic, în dialogul ăsta. Dânsul a încercat să ne convingă să scoatem filmulețul de pe pagina de Facebook. Am avut un dialog civilizat, trecând peste faptul că dânsul a dovedit carențe destul de mari de gramatică și ortografie, dar trecem peste asta. Discuția s-a purtat în scris. Nu a reușit să ne convingă să scoatem filmul pentru că nu avea motive legale, să zic, întemeiate. Da? A încercat la un moment dat să ne spună că încălcăm legislația cu privire la datele cu caracter personal, ceea ce nu era adevărat. În orice caz, ce mi s-a părut mie interesant în dialogul cu domnul polițist, pe care, fac o paranteză, l-am invitat să ia parte la această dezbatere, dar nu ne-a răspuns, ce mi s-a părut interesant, spun, este faptul că te-ar fi acționat în instanță alături de colegul său, pe tine, Harry. Da, îți dai seama. Dar abia aștept. S-a consultat cu juristul primăriei și nu am înțeles exact pentru ce motiv, dar poate știi tu mai mult. Nu. Te rog, Harry.
Nu, nu m-a acționat momentan, îi aștept. Anul acesta mergem pe lege. Dacă dumnealor consideră că am încălcat legea, având în vedere că filmările pe domeniul public sunt acceptate, referitor la caracterul personal pe legea 677, nu a fost elementele divulgate, plus de asta în filmare legitimația, chiar dacă s-ar face un stop cadru, nu cred că se înțelege. Mihai, cred că ai verificat, sau Sebi, ați verificat. Noi am descărcat, sigur, sigur. Noi am fost de bună credință, așa cum suntem mereu. Am descărcat, am făcut stop cadru, am descărcat imaginea respectivă, am mărit-o. Nu se văd datele de identificare, datele personale. Deci, dacă ar fi fost așa, am fi scos filmul respectiv, ne-am fi cerut scuze, mă rog, dar nu e cazul. Nu. Dar ce mi s-a mai părut mie curios în acest film, urmărindu-l acum, este faptul că el a recunoscut că tu nu ai încălcat legea. El a zis, nu ați încălcat legea. Bun, păi și atunci ce avea cu tine? De ce s-a întors de la mașină? S-a emoționat așa tare, ai observat bine, a dat cu spatele pe trecerea de pietoni, a încălcat legea. Încălcat legea. Păi ce toate lucrurile astea? Dacă tu nu ai încălcat legea, că el a recunoscut. Dar, Mihai, voi n-ați urmărit o persoană, un băiat tinerel, care și el la rândul lui spunea că este cetățean, dar de fapt a rezultat că este consilier la acea primărie. El a dat telefon la poliția locală. El a anunțat poliția sau unii dintre ei. Deci poliția locală nu s-a autosesizat, nu exista VOT-ul, vizare optică, TV, supraveghere, video în zona respectivă, și chiar dacă exista, s-a autosesizat ce? Era un cetățean care filmam prin curtea bisericii, filmam pe un domeniu privat, cum spun ei, dar de fapt domeniu public. Polițistul sau polițiștii au ținut neapărat să aplice legea 61, pentru că ei sunt învățați pe această lege, fiind o lege foarte stufoasă și le permite să dea, pur și simplu, să sancționeze cetățeanul și îl trimite unde? În instanță. Chiar dacă polițistul nu are dreptate, îl trimite în instanță, îl umilește pur și simplu să piardă timpul în instanță, ceea ce și cetățenii în această țară, spiritul civic a dispărut de teamă că instituțiile statului îl pune pe cetățean, îl implică prin instanțele judecătorești, locurile de muncă sunt așa și așa, dacă tot te plimbi la instanță o dată de două ori, angajatorul spune, păi să te muți acolo eventual și locul de muncă, eu am nevoie de producție, nu am nevoie ca tu să te duci în instanță. Ce am mai observat, că nu poți să fii martor la un delict sau un furt sau ceva, pentru că te pune pur și simplu, instanța te pune să, sau cei care cercetează te pune față în față cu infractorul. Și ceea ce riști și tu și întreaga familiei, și așa a dispărut spiritul civic. Deci, polițiștii vroiau neapărat să aplice acea lege de a mă sancționa pe mine. Mihai, dacă îmi permiți să intervin. Vreau să te întreb ceva. A, te rog. Da. Și apoi vreau să te întreb. Vreau să spun, urmăream stupefacție aceste imagini și încercam să răspund la întrebarea elementar filozofică, de ce? Păi, nu știu dacă ordine este asta, aleatoriu, exces de zel, prostie, lipsă de pregătire, irresponsabilitate, superficialitate și slugărnicie. Adică el știa acolo că este PSD-ul, că este biserică, s-a dus acolo el. Și, fiindcă n-avea încărcare, el, acești polițiști locali se duc și arestează, bine, exagerez acum, dar se ia de o femeie bătrână care vânde o legătură de zarzavat, da? Și dacă îl chem la o spargere și la asta, spune, păi prindeți-l dumneavoastră și aduceți-l la noi. Da? Ăștia sunt polițiștii. Hari, dacă îmi permiți, da, o sugestie. Să-ți aduce aminte de... Îți aduce aminte de cazul de la Iași cu poliția locală trimisă de primar să-i urmărească amanta? Exact. Să facă filaj la amantă? Da. Păi comandanții acestor polițiști sunt prost pregătiți, sunt irresponsabili. Cine l-a pus pe acel comandant de la Constanța să bage câte un polițist în fiecare biserică? Nu fugă. Nu prostia. Să bagi un singur polițist, pentru că minim doi. Dar ce obligații are poliția față de arhiepiscopie?
pentru că Biserica Ortodoxă Română, nu, Arhiepiscopia este o entitate autonomă. Da? Trebuie să-și plătească bodyguards-ii și paznicii. Mi se pare foarte ciudat că atunci când noi jurnaliștii solicităm informații de interes public de la biserică, mă refer aici la cazul Arhiepiscopiei Tomisului, dar cred nu că se generalizează. Ei spun așa, noi suntem instituție privată de interes public. Atunci când primesc finanțări de la stat, atunci sunt o instituție publică, nu-i așa? Da. Păi, adică uite, să-ți dau un exemplu. Această calitate privat-public este întoarsă pe ambele fețe în funcție de situație, nu? În funcție mi-ai ridicat mingea la Fileu. Deci Teodosie m-a dat pe mine, deși este plătit, el este plătit din banii mei, ai tăi, ai tuturor. M-a dat și în judecată pentru că l-am făcut netrebnic, da? Și mi-asum până la sfârșitul lumii acest epitet, da? Și mai vrea de la mine 500 de milioane. Costică, dar el este cleric. De ce ia salariu? Că nu are pactul cu sărăcia. E, da, că el în calitate de călugăr, da, are un jurământ de sărăcie. Vai de mine! Păi, intrăm într-un subiect care... poate fi o emisiune întreagă despre atât de sărac este încât are numai hainele de pe el, spunea avocata la ieșirea din sala de ședință. Și hainele alea de pe el fac peste 6 milioane de euro, cât complexul de la doamna Alin. 6 milioane de euro. Da. Ca să-mi termin o idee, Harry, te rog frumos, colegial te rog, îți sugerez, fă un DVD cu acest film și trimite-l direct la Ministerul de Interne. Pentru că astfel de specimene trebuie să dispară. Numai așa facem un pas înainte. Da? Ăștia trebuie eliminați. Eliminați în sensul dați afară din profesie. Da? Ce să caute această masă de 105 kg, 110 kg, care nu gândește? Trimite un DVD cu prevederile legale pe care el le-a încălcat, nu tu, să-l dea afară. Nu trimite la șefului, că șefului pune uniforma pe țambal. Nu are treabă cu MAI-ul, să nu confundăm poliția română. Poliția română, dar presupun autorității administrative locale. Presupun că MAI-ul trebuie să-și dea un acord pentru angajarea unor oameni în astfel de funcții. Da, ar trebui să aibă și ei o implicare. Nu. Câte ori ai ocazie, o dată pe lună, bagă din nou filmulețul, să vadă și nevastă sa și neamurile de ce este în stare sau de ce nu este în stare. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l punctăm. Cred că mai e o posibilă explicație la ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu m-am uitat pe pagina ta de Facebook, Harry. Și am observat că tu mergi în diverse locuri și filmezi lucruri pe care le consideri anormale, revoltătoare. Eu cred că în România acest spirit civic este privit ca o ciudățenie încă. Oamenii nu sunt obișnuiți cu asta, mai ales dacă e vorba de autorități, ei devin nervoși că cineva vine să le pună întrebări. Am fost amenințat cu moarte telefonic. Cred asta, dar încă acest spirit civic, această obișnuință de a lua atitudine împotriva nedreptăților, nu este încetățenit la noi. Da, e părerea mea că Harry este un cetățean normal, care caută normalul. Numai că dă de peste anormalități și oameni anormali. Iar anormalii se revoltă împotriva unui astfel de om care merge pe legalitate, merge pe normalitate. Te rog, Harry, scuză-mă. N-ați văzut că mie mi-a ridicat primăria Aiut, mi-a ridicat acreditarea. Îți dai seama. Altă aberație. Fără să justifice prin ce ai adus tu prejudiciu de desfășurarea activităților, fără să stabilească de când îți ridică acea acreditare. Da? Tu mâine poți să te duci din nou acolo, pentru că îi spui, domnule, o fi valabilă poate de poimine, că nu mi-ați fixat o dată. Începând cu data de... Trebuia să specifice, vi se ridică acreditarea. Te rog să le ceri explicații și să-i dai în judecată pe contencios administrativ. Nu-i lăsa să trăiască. Nu. Dar știi care treaba? Am fost invitat la primărie de către... Pentru că s-a obișnuit ca opinia publică să lase capul în jos, exact cum spunea Mihai,
să nu se implice și să zică, lasă-vă, pentru o amendă de 60 de lei nu mă duc eu. Nu! Eu i-am dat în judecată pentru 60 de lei și am câștigat. Nu era vorba de 60 de lei. Era vorba de principii. Da. De ce să suport din buzunarul meu 60 de lei? Că dacă rămân dator la stat 5 bani, mă execută. Mă deranjează că nu există biserici, deci nu există spitale, există biserici, mai mult atenție asupra credinței decât asupra ceea ce este vital. Este vorba de spitale, este vorba de oameni care să fie pregătiți, să fie plătiți, e vorba despre aparatură. De ce acei preoți sau toți care sunt atât de credincioși când sunt bolnavi sau accidente, niciodată nu ați văzut un accidentat pe targă să zică vreau la biserică, nu la spital. De ce nu se tratează la biserică și totuși vin la spitale? Păi nu cumva suntem în țara moaștelor. Noi trăim în Republica Socialistă Ortodoxă, după cum am arătat în atâtea filmări. Și plus de asta am transformat casele Domnului, bisericile care dumnealor spun că sunt bisericile comunității, dar după sfințire trece conform statutului Bisericii Ortodoxe Române, trece în patrimoniul luat cu japca de către Biserica Ortodoxă Română, în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române. Iar cetățenii riscă să fie sancționați, să fie evacuați cu jandarmii. Pe mine mă deranjează că multe sume de bani din cele patru surse care vin către biserică, există o scutire de taxă și să nu uităm că Biserica Ortodoxă Română este un fel de firmă cu două coduri fiscale. Deci, una e vorba despre întreținere și tot ceea ce înseamnă salarii și serviciile lor și alta pentru care au fost scutiți de taxe și impozite. Este vorba de fapte filantropice și misionare, ceea ce în declarațiile lor foarte puține fapte filantropice și misionare, dar pur și simplu multe cheltuieli. Și au transformat casa Domnului în birt, în cârciumă. La recensul sinod de acum, din 9 februarie, Sfântul Sinod a dat un comunicat din care reiese, printre altele, că actele filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române pe anul respectiv au fost de 95.000 de lei. Corect. Da. Vă vine să credeți suma asta? 95.000 de lei? Vreți să vă mai spun un lucru? Și mi-l asum. Cel mai mare evazionist din această țară măcinată de corupție, săracă și batjocorită, este Biserica Ortodoxă Română. Ați văzut vreo casă de marcaj în pangarele bisericilor? Ați văzut vreo casă de marcaj prin care să se marce banii donați la cutia milei? Da, știți ce afaceri se fac cu lumânările? Dar trecem în altul. Ei beneficiază de o legislație prietenoasă. Ce să-i faci? Am apreciat faptul că una dintre revendicările care au ieșit la iveală acum în urma protestelor de stradă este legată și de fiscalitatea aplicată biserici. Cred că asta ar fi o soluție de intrare în normalitate, pentru că dacă tu spui că ești o instituție privată, revin la discuția de mai devreme, atunci de ce marea majoritate, dacă nu toate bisericile pe care le construiești, le construiești cu bani de la stat? Dacă ești privat, fă-le singur, nu-i așa? Și apoi, dar le s-a dat privilegii. Și apoi cu o obrăznicie ieșită din comun, am auzit reprezentanții ai bisericii care au spus: păi nu e treaba noastră că nu există spitale, e treaba statului. Noi ne-am îngrijit să ne construim biserici, atunci statul tot așa trebuie să construiască școli și spitale, ceea ce pe fond e corect. Dar am putea să gândim altfel. Păi da, dar dacă statul nu v-ar fi dat acei bani să construiți biserici și le-ar fi construit din venituri proprii, probabil că banii respectiv ar fi putut să se ducă la spitale și la școli, nu așa? Da, aici este tot vina politicienilor, că sunt niște slugi și le este teamă, sunt, poate spun, prea mult șantajați. Dar avem exemplu aici la Constanța, când li s-a atras atenția și am nume concrete, nu vreau să le scot acum în evidență, din cadrul Partidului Național Liberal,
care li s-a spus că dacă nu, știu eu cu cine voi pune, le voi spune preoților să voteze. Da? Același Teodosie, care normal nu trebuie să se implice în politică. Și la Mangalia a susținut un independent. Au apărut documente și înregistrări. Acest șantaj a fost confirmat într-o conferință de presă de un lider PNL Constanța. Așa este, am fost prezent acolo, doar că n-a vrut să dea numele persoanelor șantajate. Dar informația este una publică. Corect, corect. Și atunci e normal? Lider al PNL Constanța. Da. Și același PNL Constanța s-a ridicat împotriva bisericilor fără autorizație. Da? Și atunci a fost amenințat că dacă nu-și dă votul, știe el cu cine să pună preoții să voteze. Adică subiecte preoții... Despre care vorbim mâine de la ora 12. Da, abia aștept să discutăm mâine despre problema asta. Să nu uităm că în voluntar... Eu vă propun să ne apropiem. Să nu uităm că în voluntar... Mihai, da. Te ascult. Să nu uităm că în voluntar, prima reclamă, prima mândrie a primarului este acea catedrală. Nu e Gabriela Firea? Nu. Păi nu ți-am spus că sunt legate, dacă pe doamna cunoscută pe schelele catedralei, sunt legate. Da. Nu? Omul a făcut ceva bun acolo. Da. O să vă să formulați o idee de final, o concluzie, așa cum doriți în urma acestei discuții. Păi, eu am fost puțin mai guraliv, că mă aprind repede când lucrurile sunt revoltătoare. Ce am văzut în aceste două filmulețe dovedește că după 27 de ani, nu, ca mentalitate mă refer, nu am făcut un pas important în față. Noroc cu acești oameni care s-au trezit totuși, și mă refer la protestatarii din toată țara, care și-au dovedit o inteligență ieșită din comun prin acele lozinci, prin acele manifestări, prin modul absolut pașnic în care se manifestă. Rugămintea mea, repet, către Hari este să nu lase lucrurile așa și să trimită hârtii și probe acolo unde trebuie, pentru că astfel de elemente să dispară din societate. Să se ducă la săpat șanțuri, că avem nevoie. Nu să vină să se ia de cetățeni normali și să aplece legi de ei. Deviza mea este în felul următor. Indiferent ce s-ar întâmpla, chiar dacă sunt amenințat și prin telefon, chiar am postat un grup de cetățeni onorabili care mă amenințau. Deviza mea este în felul următor. Noi trebuie să facem bine, să ajutăm, să ne unim, să facem noi o faptă filantropică, să unim, mai ales prin grupurile acestea de socializare. Unii poate consideră că nu sunt benefice. Da, chiar sunt benefice. Un simplu gest, mă uitam la cei din afara țării, când se întâmplă câte un necas, nu trec, e vorba de minute și se unesc. La noi, critică. Deci, dacă este vorba despre o familie care are o problemă strigătoare, adică e viață și moarte, nu, la noi se critică și pur și simplu nu se implică. Pe mine nu mă interesează că biserica își face afaceri și toate astea, dar să facă și faptele filantropice și misionare pentru ceea ce dumnealor sunt scutiți, au primit o bonitate din partea statului român, nu ca să fim pur și simplu manipulați de către biserică, adică politicienii să ne sărăcească și biserica să ne manipuleze. Eu nu spun că preoții sunt hoți toți, nu, sunt preoți și popi. Eu am prezentat și adevărați preoți, mai ales în Aiud, am găsit un preot, un înger în negru, care omul se implica cu copii. Dar mă întreb la domnul Pandele, are vreo case din aceasta pentru persoanele care sunt sărmane sau pentru persoanele care nevoiașe? Am circulat și noaptea prin acel orășel, nu am găsit persoane care să doarmă noaptea, dar nu am găsit un adăpost. Am căutat, am stat de vorbă cu consilierii, am fost în primărie, ceea ce am văzut în acea primărie, legea interzice fumatul în instituțiile publice,
De la etajul 1 există cartelă. Dumnealor nu sunt la muncă, sunt acasă. Noi am intrat cu o cartelă și chiar, nu știu ce, cred că vice, nu mai rețin, fuma, nu avea treabă, i-am atras atenția, dumnealor spunea că vine fumul de afară. Deci dumnealor sunt în odihnă. Nu e cu somn, dar problema e că și-au făcut cu cartelă. Într-o instituție publică te duci decât acolo unde sunt taxe și la registratură. Restul, vicele, primarul sau asta, nu se poate. Și să nu uităm că în acea primărie nu există pe legea 448, nu există o rampă ca cetățenii care sunt cu handicap să urce la etajul 1, la 2, probabil că au lift în clădire, nu am văzut, dar... Nu am văzut eu, de la prima strigare. Am văzut o primărie destul de frumoasă și un oraș destul de frumos. Domnul Pandele, eu îl felicit, dar nu îl felicit la modul de organizare cu personalul. Deci personal foarte arogant. Și mi-au spus că este o familie și pur și simplu să nu îndrăznim noi cei de la presă, să îndrăznim să divulgăm tot ceea ce este negativ. E bine măcar domnul primar să, chiar dacă urmărește acest filmuleț, să zică, măi băieți, ce ați făcut? Vedeți că ați greșit. Nu cred eu că domnul primar Pandele este atât de rău și mi s-au părut rudele dumnealui care m-au înconjurat, au vorbit destul de frumos cu mine, mi-au pus la dispoziție, am vizitat tot ce însemna voluntarul și... Deci atât doar, lăsăm un pic mai încet cu aceste biserici și să facem spitale pentru că suntem un pic o țară care avem suferințe, persoane cu dezabilități, persoane care sunt bolnave și nu prea e așa importantă biserica asta. Biserica, Dumnezeu, putem să-L avem și acasă, dar să nu mai o dăm cu moaște și să mergem să frecăm în sistemul ăsta al contingenței și cost de... Dar ce să face cu jandarmeria? Pentru că noi de la buget mai plătim și paza cu jandarmeria. Nu am înțeles niciodată de ce jandarmeria să supune Bisericii Ortodoxe Române. Acum o să fie un marș, iar o să fie cu cheltuieli. Asta este. Apropo de spitale, Mihai, îți sugerez să faci o dezbatere pe problema de la Spitalul Județean Constanța, o problemă criminală și mă refer strict la lipsa încă de anul trecut, din aprilie 2016, a aparatului de radioterapie. Sute de bolnavi de cancer fac naveta în diferite orașe ale țării pentru că aici nu există sursa de cobalt pentru aparatul de radioterapie. Este o problemă criminală. După cum știi, Spitalul Județean este subordonat Consiliului Județean. Consiliul Județean, sunt acolo niște incompetenți care nu fac nimic. Acum nu ar fi toți incompetenți. Din ce înțeleg, e nevoie și de o sumă mare de bani, dar subiectul e bun și sigur o să pentru sănătate și pentru acești oameni nu înseamnă o sumă mare, da? Trebuie să facă ceva pentru acești oameni. Părerea mea, eu sunt mai dur, sunt mai radical. Nu sunt toți incompetenți. Dacă sunt atât de credincioși, ce caută în spitale? Ce caută în spitale, Costică, Mihai? Ce caută ei în spitale dacă sunt credincioși cu Dumnezeu și toate astea? Da? Ei să se trateze în biserici, dacă tot au atâta importanță bisericile. Domnule, spitale, n-ați văzut cum arată spitalul? Cred că ar trebui totuși să tratăm lucrurile diferit. Adică oamenii se duc la spital pentru a-și rezolva problemele de sănătate, iar la problemele spirituale. Da, probleme spirituale. Eu cred uneori pot fi combinate. Uneori pot fi combinate. Are rolul credința ei și în Dumnezeu te poți vindeca. Da. Dar problema de la Spitalul Județean trebuie serios luată în seamă și dezbătută, pus tratată foarte dur și radical. Pentru că nu se poate. Acum mai avem puțin 3 ani și facem 30 de ani de la Revoluție și suntem în stadiul anilor 90. Da? Da. Uitați-vă, același spital județean construit în anii 60, da? Care colcăie de bacterii, virus, șobolan și gândaci, nimeni nu este preocupat să-l radă de acolo și în același timp să ridice un spital județean pentru tot județul. Domnilor, sigur în seara asta nu putem să rezolvăm toate problemele. Nu putem. Eu, și nu numai noi patru.
Sau trei, cât eu sunt? Mă mulțumesc cu discuția trei, pe care am avut-o în spate. Azi. Discuția pe care am avut-o azi despre incidentul lui Hari, de fapt nu incidentul în sine, ci iată o problemă pe care am sesizat-o, și anume felul în care autoritățile tratează un om care pune întrebări legitime. Vă mulțumesc. Cu tine, Constantin Cumpăn, mă întâlnesc mâine la ora 12 împreună cu consilierul local PNL, Romeo Rezeanu, cel care a venit cu ideea inițierii unei comisii ce va cerceta legalitatea construcției unor biserici din Constanța. Iar pe tine, Hari, te vom urmări în continuare pe Facebook. Vom prelua de la tine filmele interesante pe care le postezi și sigur vom avea dezbateri live ulterioare. Vă mulțumesc, domnilor, pentru invitație. Mulțumesc. Oricând vă pot ajuta cu prezența, cu sfaturi, cu fotografii, cu documente, atât cât pot și am. Cu mare drag. O seară frumoasă, dacă regia este pregătită. Să închidem că urmează meciul Stelei și trebuie să-l vedem și pe ăla. La revedere! La revedere! Haide, Seba! Haide!